ordinului de ministru. Cred că, așa cum au făcut toate celelalte școli, și noi suntem în situația de a pregăti școala pentru a primi elevii în perioada 2-12 iunie pentru pregătire și ulterior pentru evaluarea națională. Am pregătit școala astfel încât să respectăm toate normele sanitare și tot ceea ce ni s-a cerut pentru a primi elevii în siguranță. Sunt marcate locurile în bănci pentru fiecare elev. Potrivit acestui ordin, elevii trebuie să rămână în aceea sală de clasă, respectiv pe același loc, pe toată perioada de pregătire. Elevii să vină, să poată să se pregătească și, în final, să rămână sănătoși. În acest moment, pentru relația cu publicul, accesul persoanelor în unitate, respectăm toată procedura, începând de la dezinfectarea mâinilor, purtarea măștii, culoară special amenajat pentru intrare, ieșire, respectarea distanțării sociale, iar în perioada următoare ne pregătim pentru pregătirea examenului la evaluarea națională pentru clasele a 8-a și pentru examenul în sine de evaluare. Vreau să subliniez și să mulțumesc Primăriei Municipiului Turda pentru implicarea oferită în această perioadă dificilă și Departamentului Situațiilor de Urgențe de asemenea din Primăria Turda. Perioada am luat toate măsurile pentru asigurarea condițiilor. Am pregătit sălile de clasă, respectând distanțarea fizică între elevi și, evident, și față de profesori. Am marcat coridoarele școlii în așa fel încât să păstrăm din nou acea distanță de 2 metri. Am marcat curtea școlii în așa fel încât la momentul sosirii elevilor în curtea școlii, ei vor fi direcționați spre acele locuri marcate. Intrarea în sălile de clasă se va face sub îndrumarea profesorului care va ține lecțiile de pregătire sau în cadrul examenelor profesorii asistenți. Elevii vor fi îndrumați spre sălile de clasă unde au marcate locurile pe care trebuie să se așeze și unde vor face pregătirile sau vor susține examenul.